în zona. Și tot așa. Și am mai fost și o problemă cu performanța jocului, care din câte am înțeles au fost scăzute performanțele cu până la 30%, ceea ce mi se pare enorm, mai ales că jocul ăsta cere hardware serios. Eu personal nu m-am lovit de problema asta și am rulat inițial jocul în versiunea cu Securom DRM, așa e pe disc, așa. Nu m-am lovit, adică odată găsit compromisul grafic care să fie acceptat de sistemul meu, jocul a rulat foarte bine. Da, într-adevăr trebuie să te joci puțin cu setările și e problematic faptul că meniul de configurare este în afara jocului. Da, trebuie să-l închizi, să-l deschizi. Este un pic... Pe de altă parte, am regăsit, poate o plăcere sadistică, dacă vrei, pe care o aveam pe vremuri, să stai să vezi dacă activezi opțiunea asta, oare se va mișca bine? Ia să vedem. Așa. Da, Uber sampling, nu. Da. Don't do that. Da, Uber sampling. Adică jocul ar trebui să ruleze acceptabil cam orice configurație cât de cât modernă dacă scoateți Uber sampling. În rest, într-adevăr, după părerea mea, e unul dintre cele mai arătoase, dacă nu cel mai arătos joc al momentului. Da, există niște shortcuts. Na, dar nu pot să confirm asta că sistemul nu merge tocmai pe detalii maxime. Dar din punctul de vedere al calității efectelor grafice și a unor efecte pe care nu le-am mai văzut până acum, în genul unor depth of field-uri foarte avansate, arată, iluminare. Da, iluminare excepțională, în general texturile. Și texturile astea, texturile mi-au sărit în ochi prima dată când am intrat în el ultra, acolo în dungeon se mișcă știi? Și eram wow, texturile astea chiar sunt lucrate bine, s-a investit mult. Când face close-up pe un personaj care e îmbrăcat exact, hainele arată excelent, să zicem că personajele sunt decente, dar nu extraordinare. Da. Ce am mai remarcat, fără nicio legătură cu DRM-ul și discuțiile acum vorbim despre Wii, este că au băgat un voice acting ca lumea în jocul ăsta, adică... Însă gameplay-ul încă nu e... Da. Când ne vom rezerva, fie un review, fie mai știu eu altceva, unui... Da, nu știu dacă pot să joc jocul ăsta Witcher până la capăt să-i fac review. Mă rog, vom reveni la Witcher poate într-o ediție viitoare. Acum... Our point was că au scos DRM-ul. Ceea ce e un lucru de lăudat, mai ales în zilele noastre în care DRM-urile devin din ce în ce mai draconice, să zic așa. Ca să nu mai spunem că jocul, relativ la alte jocuri de PC, a vândut neașteptat de bine prima săptămână. Vorbim de peste 200.000 de exemplare vândute doar în retail. Plus, eu estimez cel puțin la fel de multe vândute în regim digital. Da, exact. Așa. Ceea ce pentru, din nou, un joc de PC într-o săptămână se vândă 500.000, luați în considerare că Witcher, primul Witcher, a vândut lifetime 1,5 milioane de exemplare. Ceea ce înseamnă că a ajuns la 33% din vânzările primului Witcher, așa. Teoretic. Plus că încă o chestie pe care trebuie să o luăm în considerare este că dacă 1,5 milioane de exemplare din primul Witcher au fost de ajuns încât să garanteze și să ofere posibilitățile financiare celor de la CD Projekt să realizeze și partea a doua, și la partea a doua cu un production value mult mai ridicat, cred că își vor atinge targetul liniștiți cu Witcher 2, mai ales în condițiile în care se zvonește că va ajunge și pe console. Exact. De altfel, tot jocul este gândit să funcționeze și pe console, inclusiv în config. Da, asta mi-a sărit și mie în ochi. Când intri în meniul de configurare, ai butoanele pentru gamepad de PS3 și de gamepad de Xbox. Pentru Xbox nu mi se pare așa ciudat, e un joc de PC, controlul de Xbox este suportat. Dar există inclusiv pentru butoanele. Dar scrie Circle, Square, X și... Da, deci eu cred că oamenii s-au gândit de mult și privința asta. Okay. Pe lângă asta, pe 2, adică joi, vom primi un anunț de la cei de la CD Projekt. Da, am înțeles că va fi o conferință ceva de presă. Da. Ceva Witcher related. Spuneau că nu e Witcher 2 pentru console. Da, acum știi e tu. E Witcher 2 pentru mobile. Da. Da. Pentru Xperia Play. Da, e Witcher Rise of the White Wolf. Pe NG. Da. Vita. Da, The Witcher. Lupul vine pe Vita. Continuăm discuția despre DRM cu două titluri care ne-au făcut să ne gândim. Revenim la ce am spus la partea mai negativă. Da, revenim la Games for Windows Live. A DRM-ului. Și la o problemă cu care m-am lovit chiar săptămâna, mă rog, săptămâna aceasta și sfârșitul săptămânii trecute, când am achiziționat jocul ăsta, și anume Dirt 3. Un joc extraordinar, de altfel. Dirt 3 folosește ca protecție, mă rog, nu era o chestie neașteptată, pentru că și Dirt 2 folosea Games for Windows Live. Adică când m-am aruncat să cumpăr jocul ăsta, am fost
de conștient. La, conștient de ce se întâmplă. Ce m-a pus cu... Ce m-a pus pe gânduri a fost faptul că Dirt 3 nu mai era vândut pe Steam. Dirt 2 l-am avut de pe Steam, uh-huh, de exemplu. Uh-huh. Așa, nu mai era vândut pe Steam și am înțeles că a fost o, că ar fi o problemă cu jocurile Games for Windows Live de la Codemasters, pe care Steam nu mai vrea să le vândă. Nu mai vrea să le ofere, să le vândă, nu să le vândă peste tot. Ne referim la regiunile noastre. Uh-huh. Adică, știu și eu, România, Europa de Est, whatever. Ulterior am aflat și de ce Steam refuză să vândă. În Dirt 2, pentru a putea salva, era de ajuns să-ți poți crea un profil offline. Cu profilul respectiv offline puteai să te bucuri de toată partea offline. Da, deci jocului. Practic nu aveai nevoie să ai un cont pe da, exact. Windows Live. Ei bine, pentru Dirt 3 este nevoie ca serial number-ul care vine în pachet să fie registrat pe un cont online. Și să te loghezi cum ar fi la intrarea în joc pe un cont online de Games for Windows Live, fără adică... de care nu poți salva progresul în joc, profiluri, controlul și așa mai departe. Bine, pentru cei care au un Xbox deja și au cont de live, nu e nicio problemă. Te loghezi cu contul ăla și poți să strângi achievement-uri în continuare pe același cont și se contorizează da. Tot un cont. Însă cei care nu au un astfel de cont sau cei care nu au folosit Games for Windows Live înainte și nu văd, știu și eu, sunt paranoici, nu văd să le dea mail-ul celor de la Microsoft sau chestii da, de genul ăsta. Chestia asta pe mine mă deranjează. Dacă îți faci un cont, știu oameni care, nu știu cum au reușit, dar am citit pe forumurile Steam, să-ți faci un cont, de exemplu, pe o țară nesuportată de live. Adică, nu știu dacă pe Games for Windows Live poți să-ți faci așa ceva față de Xbox Live. Pe România, pe România în continuare nu poți să-ți faci. UK works. Da, dacă îți faci un cont din ăla și după aia intri în joc și în momentul în care îți cere CDK-ul, tu îl introduci și CDK-ul l-ai pierdut. El este asociat de un cont care nu poate rula oricum joc. Și după aia, dacă vrei să-l asociezi de un cont nou, zice că e deja asociat. Uh-huh, uh-huh. Chestia asta s-a întâmplat, am citit despre ea și nu există soluționare. Și tocmai de asta probabil s-a renunțat să vândă jocul ăsta da, prin Steam. Pentru a evita refundurile da. Și chestii. Eu n-am avut probleme, eu am cont pe UK de pe Games for Windows Live, da. Și am putut să trec și să... Dar asta e o chestie foarte nasoală, înțeleg. Xbox Live nu e available, să zicem că se merge și pe ideea de țară mai săracă, țară unde consolele nu sunt populare, bla bla bla, etc. Da, dar când vine sunt. Vorba de PC-uri, scuză-mă, dar românul poate nu fi așa de înclinat, am mai zis, o să dea banii pe soft, sau poate e, dar când softul e la un preț ok, dar în a da banii pe PC-uri și pe componente de PC, as. Așa, în cazul ăsta tu nu poți să vii să ignori pur și simplu o piață de unde putea să scoți niște câteva mii de vânzări, ca să spun așa. Da, niciun caz nu ar rivaliza piețele mari, dar, nu, dar sunt bani. Da, exact, da, și banul nu se refuză din punct, adică banul meu nu e tot același cu banul, exact, să zic, americanului. Cert este că pe lângă faza asta, sau mă rog, drept concluzia fazei astea, Dirt 3 a fost un joc imposibil de găsit în România, în altă variantă, în afară de retail. Da, ceea ce înseamnă că cei care își construiesc știu librării oameni, virtuale da, pe deci Steam... Deci care refuză să, dacă vin pe Steam, el nu cumpără da. Joc. Chit că pe Steam ar plăti 40 de euro și nu așa cât ar costa mai puțin în retail. Uh-huh. E un lucru negativ și practic să reduce cumpărătorul român legitim, dacă vrei, la o singură variantă cu care se poate bucura de Dirt, ca să spun așa, fără restricții. Și acolo e discutabil. Vorbim de... de versiune de PlayStation 3 a jocului. Uh-huh. Teoretic te poți juca la ea și din România fiind, dar ajungem la problema online pass-ului. Care nu funcționează până da, când nu va fi și oricum ar fi, nu va Store. Funcționa pe un cont de România, pentru că nu ai PlayStation Store. 30 mai și Sony a promis ca până la sfârșitul acestei luni să ne aducă înapoi PlayStation Store. Mâine e data limită, mâine e marți, mâine e zi de update în America, ceea ce înseamnă că e posibil să primim mâine noapte. Așa ziceam și ediția trecută de câțiva. Da, mâine noapte este posibil, de fapt Sony au promis că până la sfârșitul acestei luni vor aduce înapoi PlayStation Store. Demo Duke Nukem 3, Duke Nukem 3 demo, pomenește George Bruzard. Demo Duke Nukem Forever trebuie să apară pe 3 iunie, deci pe 3 iunie PlayStation Store trebuie să fie funcțional. Și mai este o chestie, cu o săptămână înainte de E3 n-ai PlayStation Store pornit? O să fie o surpriză, o să apară și Kevin Butler și o să facă glume. Da, da. Așa, proast. În cazul ăsta. Așa. Și mai este un joc despre care trebuie să vorbim în cazul DRM-ului cu Games for Windows Live, care este Super Street Fighter 4 Arcade Edition,
care va veni pe PC, which is wow. Da. Și care, să zicem așa, încă nu putem avea acces la el. Am înțeles că pe la începutul lunii iulie va fi lansat. Însă informațiile pe care le avem despre protecția online folosind Games for Windows Live nu este tocmai îmbucurătoare pentru gamerii de PC. Hai să spunem așa, Dirt 3 până la urmă, dacă ești informat înainte să-l cumperi, ai niște workaround-uri și poți să te descurci. Ei bine, în Street Fighter, Super Street Fighter 4 Arcade Edition pentru PC, limitările sunt drastice. Trebuie să amintim puțin de DRM-ul celor de la Ubisoft aici, unde trebuie să fii online ca să ai acces la joc. Ei bine, în Super Street Fighter 4 nu trebuie să fii online ca să ai acces la joc, ci ca să ai acces la tot jocul. Am înțeles că vor limita la 15 jucători, da, sau 16 jucători. 15 personaje din 39. Exact. Dacă nu ești logat pe live. Da, dacă nu se va putea salva, nu se va putea păstra configurația de taste și așa mai departe. Deci dacă ești în modul offline, poți să joci cu 15 personaje care probabil sunt deja prezente în versiunea normală a lui Street Fighter 4, non-super arcade edition, whatever. No saves, no unlocks, no nothing, no progress. Un fel de demo. Exact, exact. Deci, dacă ca să nu mai spunem că no online. Da, asta e de la asta sine e înțeles. De la sine înțeles, exact. Deci dacă nu ai internet o zi, pentru că providerul s-a trezit să închidă netul sau să nu lucrezi sau așa, nu poți să joci jocul pentru care ai plătit bani. Bineînțeles că aici vorbim din nou de trebuie să fii pe un cont care nu-i de România. Eu nu înțeleg, adică, ok, lasă-mă să fiu logat pe un cont online pe care am activat jocul. Mi se pare o protecție, dacă vrei, de bun simț în cazul în care ar exista și România prin lista țărilor lor. Acum e pe Steam. Băi, ți-ai activat jocul pe Steam, după aia te joci la el liniștit. Nu, mie mi se pare de foarte prost gust într-un joc de genul ăsta, mai ales că foarte multă lume în area de jucător pro era interesată de versiunea de PC, pentru că fără doar și poate din punct de vedere tehnic, Capcom în ultima vreme ne-a obișnuit cu treaba asta, va fi cea mai bună dintre toate. Adică și nu pe cine știe ce configurație, pe o configurație medium-high, cred că rupem două versiunea de consolă. Problema este că nimeni, dar nimeni nu o să-ți suporte într-o competiție pro-oriented, să-ți suporte condiții de genul ăsta. Stai să fii online, stai că a căzut conexiunea, stai că nu știu ce, stai exact, că nu știu mai cum. Ales că majoritatea jucătorilor vor să joace offline, pentru că offline nu ai lag. Da, exact. Which is what the fuck. Da. Și e chiar păcat, pentru că citisem că versiunea asta în sfârșit repară niște neajunsuri mari din Street Fighter 4 de PC, și anume vor putea doi jucători acum juca pe aceeași tastatură în stil clasic, dacă sau vrei. Sau pe tastatură versus gamepad, da, versus da, da. Asta se putea, două arcade stick-uri. Da, asta se putea face și în versiunea inițială, dar faptul că doi jucători acum se pot juca pe aceeași tastatură e ok, pentru că nu toată lumea încă are gamepad-uri și așa mai departe. Multe informații despre Super Street Fighter 4 pentru PC vom avea probabil la momentul lansării și vom vedea exact cum funcționează, însă ce ne-a zis Capcom până acum doesn't sound very good. Ca să concluzionăm într-un mod oarecum ironic și la adresa celor de la Codemasters și mai ales a celor de la Capcom, protecția din Dirt 3 cu, mă rog, necesitatea de a fi online când activezi codul, etc., etc., a fost spart. Da, which means... Și culmea, a fost spart într-un mod în care vechiul profil offline funcționează, cum într-un joc. Ei bine, dacă Capcom va cădea victima unui tratament de genul ăsta, nu pot să zic decât că e vina lor în cazul ăsta. Exact, exact. Și asta înseamnă că tot utilizatorii legitimi ai jocurilor sunt cei care au de suferit cel mai mult. Da. Și astfel se încheie și runda cu numărul 41 din Warzone. Sperăm că v-au plăcut discuțiile și știți că săptămâna viitoare ne veți găsi tot aici. Probabil ediția viitoare va întârzia un pic, pentru că e posibil să facem ceva post-E3 sau știu și eu, mai gândim încă la oricum format. E posibil să nu avem o ediție săptămâna viitoare și să avem o ediție peste două săptămâni, ca să încorporăm astfel toate informațiile și o discuție despre E3 și ce s-a întâmplat la E3. Oricum, rămâne de văzut chestia asta. Cert este că vom discuta despre E3, vom discuta despre Duke Nukem și cine știe ce mai apare până la ora aia. E3, că acum e E3 stuff. Da, acum e momentul în care se fac majoritatea anunțurilor dărâmătoare, dacă vrei. Exact. Ei bine, până la viitoare, The Warlord și Redbeard vă spun la revedere și rămâneți pe The Gamecast. Bye! Bye, bye! Yeah.